Vestea acum că toată Europa s-ar putea confrunta cu o pană majoră de curent a creat isterie și în județul Mehedinți. Mai mulți oameni iau în considerare acest scenariu sumbru și deja au început pregătirile pentru perioada în care ar putea să nu mai beneficieze de energie electrică. O veste teribilă vine din Austria pentru întreg continentul, asta după ce ministrul apărării a avertizat populația că urmează în foarte scurtă vreme o avarie uriașă în sistemul energetic european, care este interconectat între toate țările membre ale Uniunii Europene. Astfel s-ar putea ca în următoarea perioadă Europa să rămână fără curent electric între o zi și o săptămână din cauza problemelor cu electricitatea. Eu, de exemplu, am aparat de oxigen, eu sunt bolnav cu astmă și eu stam dimineața câte o oră la el. Dacă nu ia lumina, eu mor. Această veste sumbră a ajuns și la urechile mehedințenilor, care s-au speriat și au început să își ia măsuri de precauție. Mulți și-au procurat deja binecunoscuta lampă cu gaz, provizii de mâncare și apă. De asemenea, cei cu o situație financiară mai stabilă se gândesc la generatoare de energie electrică. Uite, mi-a cumpărat lampă, mi-a cumpărat gaz. Ne aprovizionăm de ea. Și ce ați face în situația asta? Păi eu am gaz băgat, dar am și soba de teracotă în mijlocul casei și am lemne. Așa. Ați în considerare acest scenariu că ați putea salta cumva? Da, îl iau în considerare. Știi de ce? Merge bine, nu le aruncăm, le mâncăm. Conserve luăm, tot. Unii nu cred treaba lor, nu mă interesează pe mine. E vorba de mine și eu am luat apă de la izvor, cred că, nici nu știu, nici nu trăim, cred, cu atâtea ăla. Apă de-alaltă la butoaie l-am pus, lemne avem, 6 butelii pline avem, că noi avem gaz. Păi ce se face? Că se cumpără o lampă și să merg înainte cu domnul. Asta înseamnă să nu mai producă nimeni curent, adică numai dacă, în sensul care, de exemplu, să zicem că toți distribuitorii de curent, că ei sunt între producători și noi. Da? Toți distribuitorii de curent să dea faliment. Deci să n-aibă cine să tranzite. Dumneavoastră, ce măsuri ați lua în această situație? Dacă n-ați avea curent două săptămâni. Păi, ce trebuie? Adică baterii, lanternă, ceva. O lampă cu gaz, dacă mai găsim, sau un felinar, sau eu știu. Cel mai nasur ar fi pentru spitale. Eu mă descurc, fiindcă intenționez să-mi iau utilajul care îmi produce curentul și pentru gospodărie, da, o să am. Dar ce fac majoritatea? Ăștia suntem, hai, 5, 6, 10% din popor. Restul? O să cumpăr un generator de curent de alea și să-l înlocuiesc. Sursa. Practic, Austria nu își pune problema când se va întâmpla acest blackout european, ci când se va întâmpla evenimentul respectiv. Autoritățile competente sfătuiesc populația să își procure un radio cu baterii sau alternativ să își asigure accesul la radioul unui automobil.